Salutare parieri, sunt Cătălin de la biletul11.com, alături de colegul meu Alex. Bine v-am regăsit la emisiunea Europonturi. În această emisiune eu și Alex vă vom prezenta primele noastre pronosticuri pentru faza eliminatorie de la campionatul european, mai precis pentru meciurile de sâmbătă, două la număr, cel dintre Elveția și Italia și Germania-Danemarca, pardon. Alex, te salut! Te salut, Cătălin, salutare tuturor celor care ne urmăresc. Da, avem două meciuri. Sunt împărțite optimile acestea în 4 zile, câte două meciuri. Am pregătit ponturi în formatul nostru obișnuit, câte trei ponturi de căciulă, să spunem așa, cu încredere mare, încredere medie și un pariu mai riscant pe care să-l putem juca. Zic eu, Cătălin, că am ieșit destul de bine după faza grupelor cu pronosticurile pe care noi le-am recomandat. Încă nu am făcut statistica, o să o pregătim în episoadele următoare să vedem cum stăm, dar zic eu că oamenii s-au inspirat, cei care ne urmăresc s-au inspirat de pe urma conturilor noastre și au avut de câștigat. Bun, biletul-zilei.com este site-ul nostru pe care vă invităm să intrați chiar acum. Cătălin, câteva informații legate de site-ul nostru, să le spunem celor care ne urmăresc. Da, așa cum menționam de fiecare dată, pe biletul-zilei.com, pe site-ul nostru, găsiți de fiecare dată toate meciurile analizate cât mai complet. Așa, văd că deja au apărut și meciurile din fazele eliminatorii, mai ales acestea două sunt cap de afiș deja, Germania-Danemarca și Elveția-Italia. Cu siguranță aici veți găsi informații importante. Dacă nu vreți să vă inspirați din cele 6 puncturi date de colegii noștri, măcar informațiile care sunt cât se poate de utile. Bun, și acum zic să începem cu prezentarea pronosticurilor noastre, să vedem ce putem să jucăm, ce putem să analizăm. Vă așteptăm și pe voi în comentarii să ne scrieți opiniile voastre, ponturile voastre, pentru că suntem curioși cu toții să împărțim ideile și să vedem de pe urma cărora să putem profita. Asta voiam să spun. Cătălin, te invit pe tine să începi cu primul meci. Da, începem cu partida dintre Elveția și Italia și nu știu dacă ai observat, Alex, eu cel puțin am observat. Cumva surprinzător pentru mine, zic eu. Elveția, una dintre echipele cu cele mai multe cartonașe încasate la acest turneu final până în acest moment și una dintre echipele cu linia cea mai mare, cea mai ridicată de faulturi pe meci. Vedem foarte multe faulturi din partea elvețienilor, un joc destul de dur. Fapt pentru care acum joacă cu Italia, este faza eliminatorie și zic eu că va fi un meci cât se poate de interesant, dar și încins. Eu merg pe încredere mare pe Elveția, peste 1,5 cartonașe, o cotă de 1,37. Bun, pariul meu cu încredere ridicată la acest meci se bazează pe faptul că vom avea un meci fără prea multe goluri, așa cum ne-a obișnuit Italia la acest turneu și știm cu toții că italienii practică un fotbal defensiv și nu prea se avântă în atac. De aceea pariul meu este sub 3,5 goluri în meci și am combinat cu sub 11,5 cornere, pentru că mă aștept să nu vedem nici foarte multe cornere, având în vedere că atacuri nu vor fi prea multe, mă aștept să vedem mai mult dispute pe la mijlocul terenului, miza este una foarte mare, așadar avem o cotă de 1,45 pentru acest pariu combinat, ca să avem sub 3,5 goluri și sub 11,5 cornere. Bun, pariul meu cu încredere medie este pauză sau final X. Mă aștept să fie un meci echilibrat. Așa au fost meciurile, cel puțin meciurile Elveției. Două dintre meciurile Elveției s-au terminat la egalitate. Celălalt cu Ungaria a reușit să se impună cu 3 la 1. Și Italia vine după un 1 la 1 cu Croația. Și în meciul cu Spania am avut X la pauză. Deci mă aștept să fie un meci echilibrat, nu văd o diferență foarte, foarte mare între cele două formații și mai ales, zic eu, șanse foarte mari, nu știu, atât la pauză cât dar și la final, zic eu, sunt șanse mari să vedem un X. Da, nu este exclus, având în vedere că ambele practică un fotbal așa ceva mai precaut, atât Italia cât și Elveția. Am văzut chiar în grupe
că nu este o echipă care să joace ofensiv și se apără destul de binișor, deci ai ales un pariu bun. Eu merg pe ceva, un pariu mai special, așa, în cadrul casei de pariuri Don jucăm aceste pronosticuri. Încredere medie, da? Fabian Șar peste 0,5 faulturi în meci, o cotă de 1,50, fundașul dreapta al elvețienilor, jucător al celor de la Newcastle. Este jucătorul principal acolo în defensivă pe partea dreaptă la elvețieni, a jucat în toate cele trei partide câte 90 de minute. Este un fotbalist care, zic eu că ar trebui să faulteze, Cătălin. Linia de 0,5 faulturi mi se pare destul de plauzibil, de depășit. Ca fundaș, mai ales de bandă, zic eu că poți fi surprins în atac și pe repliere să faci un foul. Deci zic eu că Exact. este un pariu de luat în calcul acesta. Exact. Părerea mea pentru cine vrea să încerce ceva mai mult pentru pariul pe care l-ai ales tu, cartonaș galben, pentru o cotă de peste 3, probabil, Exact. dacă nu Da, peste deci merge 4, poate. și această variantă. Bun, și ca să-mi întăresc și mai mult argumentul cu privire la faptul că Elveția este o echipă care practică un joc foarte dur, mă aștept să contribuie și Italia aici, adică și ea să practice un fotbal dur, cumva să fie ceva nervi la această confruntare. Merg pe peste 2,5 cartonașe. Elveția o cotă de 2,07 pentru pariul meu riscant. Elveția care a jucat 3 meciuri, cele 3 meciuri din grupă, cu Germania a avut 3 cartonașe, cu Scoția 2 cartonașe, cu Ungaria a avut din nou 3 cartonașe. Acum fiind în fază eliminatorie și va fi un meci așa de care pe care nu neapărat din punctul de vedere al ocaziilor sau al golurilor, ci mai degrabă al luptei pentru posesie și așa mai departe, zic eu că sunt șanse să vedem un meci cu destul de multe faulturi și destul de multe cartonașe. Eu mizez pe Elveția, mai ales la acest capitol. Bun, și dacă tot ai ales tu, Cătălin, pariu acela de pauză sau final X, la pariul meu riscant voi merge pe un X final, da? O cotă de 3, o cotă în scădere am văzut. Lumea probabil se așteaptă la un rezultat de egalitate. Italia vine după un rezultat de egalitate, Elveția după două rezultate de egalitate, ambele asemănătoare, 1 la 1. Nu este exclus să vedem nici acum un rezultat de 1 la 1. Cine crezi tu, Cătălin, că se va califica? Ai încredere în Italia sau mergi pe mâna Elveției? Sincer, italienii nu prea m-au convins, nu mă convinge nici lotul pe care îl are Italia. Nu văd așa jucători cu renume, mai ales, nu știu, pe plan ofensiv mi se pare că sunt destul de deficitari. Zic eu că Elveția poate să producă surpriza în această partidă. Da, mă uitam chiar și pe meciurile directe, chiar dacă acestea nu sunt foarte recente, dar uite, în 2021 la Cupa Mondială, un 1 la 1 în calificări pentru Cupa Mondială și 5 din ultimele 6 întâlniri directe jucate din 2006 până în prezent s-au terminat la egalitate, ori 0 la 0, ori 1 la 1. Deci cam așa ar trebui să decurgă și această partidă, fiindcă ambele naționale și-au cam păstrat aceeași filozofie de joc, chiar dacă jucătorii sunt alții. Mergem din nou pe un egal. Cătălin, tu ți-ai spus pariul tău riscant? Nu mai știu. Da, l-am spus, peste L-ai spus. 2,5 cartonașe Elveția. Ok, atunci hai să trecem mai departe la meciul Germaniei cu Danemarca și te invit să îți prezinți pontul tău cu încredere mare. Bun, Germania și Danemarca, două echipe neînvinse până acum. Interesant este faptul că Danemarca nu a reușit nici să câștige, vine după trei rezultate de egalitate în fața grupelor și a reușit astfel să se califice. De partea cealaltă, Germania mi-a cam dat peste nas, așa mă așteptam să fie o dezamăgire a acestui turneu alături de Belgia. Pe Belgia în continuare o văd o dezamăgire, nu-i dau șanse prea mari să treacă acum de Franța. Nici în meciul cu România nu m-a impresionat Belgia, dar asta este altă poveste pentru o altă emisiune.
Pariul meu de încredere la această partidă este Germania să câștige oricare repriză. Așa cum am zis, Germania pare că este una dintre echipele care chiar joacă fotbal la acest turneu final, alături de Spania. Sunt două dintre echipele care m-au surprins plăcut și zic eu că Germania, având și statutul de gazdă și mult mai bine din punct de vedere, stă mult mai bine din punct de vedere valoric, ar trebui să câștige măcar o repriză în această confruntare. Bun, cam pe aceeași idee merg și eu, Cătălin. Cred că Germania este impulsionată și ambiționată să câștige, să treacă mai departe, cum ai spus și tu, fiind țară organizatoare și fiind împinsă de la spate de suporteri și având acest blazon de totuși printre cele mai puternice naționale din istoria fotbalului. Cred eu că nu se va încurca de Danemarca și va reuși să treacă mai departe. Acesta este pariul meu cu încredere mare, ca Germania să se califice mai departe, o cotă de 1,30. Nu știu cum o va face Germania, poate cu o victorie, poate cu o victorie în prelungiri sau la penaltiuri. Cert este că am încredere, după jocul prestat în grupe, că Germania se va califica mai departe. Nici Danemarca nu putem spune că a dezamăgit în grupe. A făcut 3 egaluri, dar 3 egaluri după jocuri solide. Dar zic eu că nu este îndeajuns. Jocul acesta prestat în grupe nu este îndeajuns să pui Exact. probleme Germaniei și de aceea am mers amândoi pe această variantă. Bun, mai departe pentru pariul meu cu încredere medie, am mers pe Danemarca peste 9,5 lovituri de poartă, o cotă de 1,83. Ca să explic lovituri de poartă, să nu confundați cu alte pariuri, și asemetric. Practic, Germania să dea mingea în afara porții danezilor de cel puțin 10 ori. Am ales acest pariu pentru că Germania în cele 3 meciuri de grupă nu a dat foarte multe șuturi pe poartă. În schimb, a avut 18 ocazii de gol cu Elveția, 19 cu Ungaria și 20 cu Scoția. Deci a presat cât se poate de mult poarta adversă. Foarte multe șuturi, dar multe dintre ele în afara spațiului porții și au fost foarte multe lovituri de poartă pentru adversarele Germaniei până acum. Mă aștept ca Danemarca să practice cam același fotbal pe care l-a practicat și în grupe, un joc de așteptare și să stea așa la cutie, să încerce să scoată, zic eu, un rezultat de egalitate și acum să ducă meciul mai departe. Dar zic eu că Germania va forța foarte mult și de aici vor veni și aceste lovituri de poartă. Da, un pariu cât se poate de interesant pe care nu-l vedem așa des întâlnit, des jucat, dar e bine să ne dezvoltăm aria asta de pariere, să nu jucăm așa pe aceleași pariuri stați pe care le jucăm de atâta vreme. E bine să încercăm să găsim și alte variante, de aceea și noi vă invităm să vă lăsați în comentarii pariurile voastre, acestea speciale, interesante, care să ne inspire pe toți. Bun, pariul meu cu încredere medie se bazează pe jucătorul nemților, pe Musiala, să aibă minim un șut pe spațiul porții. O cotă de 1,65. Musiala mi s-a părut printre cei mai buni jucători ai nemților din grupe. Acesta a reușit să marcheze de altfel și în primele două partide, atât cu Scoția cât și cu Ungaria. A făcut un meci solid și în partida cu Elveția, chiar dacă nemții erau deja calificați. Musiala, mijlocaș ofensiv al Germaniei, a fost ales și în echipa ideală a grupelor. Deci un jucător cât se poate de valoros, care cu siguranță zic eu că își va încerca șutul, șut din afara careului, pentru că el cu asta ne obișnuiește și cu asta ne oferă. Deci zic eu că este o altă variantă de pariere la acest duel. Bun, și pentru pariul riscant, așa cum am zis mai devreme, mă aștept ca Germania să domine această confruntare, cum au făcut de altfel în celelalte 3 meciuri jucate în grupă. Danemarca mă aștept să fie echipa care să se apere și să tragă chiar de 0-0 de la începutul meciului și cu siguranță vor apărea ceva faulturi pentru danezi. Am mers pe Danemarca peste 11,5 faulturi, o cotă de 2 și 15. Zic eu că sunt șanse destul de bune să se depășească această linie. Da, mai ales având în vedere și miza meciului,
O altă variantă poate fi și aceasta, Cătălin, o variantă pe faulturi și zic eu că este și o linie destul de accesibilă. Eu la pariul meu riscant voi merge pe un GG, ambele echipe să marcheze, o cotă de peste 2, o cotă de 2,05. Cred că ambele echipe sunt capabile. Dacă Germania cu siguranță ar trebui să nu ne dezamăgească și să marcheze în această partidă, cum am menționat și mai devreme, nici danezii nu sunt o națională deloc de lepădat, să spunem așa. A reușit să marcheze cu Anglia după un meci în care chiar a dominat naționala Angliei și a făcut un meci solid, un 1-1 cu Slovenia. Am avut partide de GG și în amicale. S-a terminat într-adevăr acel meci cu Serbia 0-0, dar a fost un meci de luptă acela, un meci în care a contat foarte mult calificarea și niciuna din naționale nu a riscat. Dar acum zic eu că nemții, avântându-se așa în atac, se vor lăsa descoperiți în apărare, cum de altfel a făcut-o și cu Elveția, chiar și acel autogol cu Scoția. Nemții au cam primit gol și cred că o vor face și în această seară, așadar un GG o cotă de 2,05. Bun, și cam asta au fost pariurile, Alex, pentru cele două meciuri de sâmbătă. Revenim cu cele două meciuri de duminică. Până atunci, noi vă dorim să fiți inspirați, să alegeți cu gândul, așa, nu cu inima la aceste meciuri, fie că e vorba despre o echipă favorită, o națională favorită, sau că este vorba despre meciul României, despre care o să vorbim în momentul respectiv, mai ales mai precis marți. Până atunci, noi vă dorim mult succes și inspirație maximă. Numai bine.